urgentarea perfectării și eliberării actelor pentru privatizarea încăperilor nelocuibile, urgentarea și eliberarea actelor de schimbare a statutului zonelor terenurilor și perfectarea și eliberarea actelor pentru recepția finală a obiectivelor. În cadrul mai multor dosare penale care au fost intentate, în total 10 la număr, se examinează infracțiuni de dare și luare de mită, corupere activă și corupere pasivă, trafic de influență, depășirea atribuțiilor de serviciu și falsă în acte publice. Ca rezultat a efectuării operațiunii de astăzi, au fost reținuți în calitate de bănuiți în săvârșirea diferitor infracțiuni, independență de modul în care au participat la ele, șeful adjunct a Direcției Generale Arhitectură și Urbanism și Relații Funciare a Municipiului Chișinău, a Primăriei Municipiului Chișinău, viceprimarul Municipiului Chișinău, un inspector principal din cadrul Inspecției de Stat în Construcție și două persoane fizice intermediari ale actelor de corupție de pe state. În cadrul investigațiilor s-a reușit documentarea faptului mituirii persoanelor publice. Suma maximă a mitei care a fost transmisă este vorba despre 12.000 de euro, dar aceasta nu este unica sumă care a fost transmisă pentru comiterea ilegalităților respective. Persoanele au fost reținute pe un termen de 72 de ore, se află la moment în custodie Centrul Național Anticorupție. Domnul viceprimar este acum dus la spitalul de urgență, a solicitat asistență, ajutor medical, noi am chemat echipa de urgență, acum este dus acolo pentru investigațiile necesare.